Returul diviziei ala la handbal masculin a început sub cele mai bune auspicii pentru HC Argeș, echipa antrenată de Titel Răduță și Răzvan Cârstoaia, impunându-se cu 32 la 25 în fața echipei Universitatea Craiova. Președintele Adrian Iancu s-a declarat mulțumit de acest prim joc. Deși m-am temut ca de fiecare dată la orice meci, m-am temut de meciul de la Craiova pentru că au o echipă tânără și care se bate pentru orice minge, dar băieții noștri au luat jocul în serios așa cum trebuia și au început foarte bine meciul la pauză conducând cu 7 goluri, 12 la 5, am primit doar 5 goluri, ne-am luat avantajul necesar, am avut chiar și 13 goluri la un moment dat. Dar a fost rulat aproape întreg lotul, și băieții și-au fost de treabă și, într-adevăr, prima victorie. Argeșenii vor încerca să își joace șansa până la capăt, deși este evident faptul că echipa HCM Baia Mare rămâne favorita la promovare. Mai mult până departe, cum se spune. Știți, dumneavoastră, transformările care au avut la Baia Mare, înțelegerea între cele două echipe, un fapt bun pentru, pentru ei că s-au hotărât să facă așa ceva. Vă dați seama, HCM-ul, în momentul actual, pot să spun că dacă ar fi în prima ligă, ar fi undeva pe locurile. 3, 4 sau chiar 5, deci vă dați seama ce lot are. Dar noi mergem în crezător, n-avem nimic de pierdut și ne vom bate până la sfârșit. Dacă avem șanse, bineînțeles, vom trece și pe primul loc, dacă nu, rămânem pe 2 sau pe 3 și este un lucru bun. H.C. Argeș a trecut pe locul 2 în clasament cu 17 puncte acumulate.